aflăm aici pentru a preda semnături din partea clienților noștri către guvern, semnături pe care le-am colectat în urma unei campanii de oprirea exploatării sexuale a copiilor și a tinerilor. Această campanie este o campanie internațională care a fost lansată în anul 2009 de către retailerul britanic de produse cosmetice pe bază de ingrediente naturale de body shop, pe care le prezentăm în România, în parteneriat cu organizația EFPAT. EFPAT înseamnă Alianța Internațională Stop Prostituție, Pornografie Infantilă și Trafic de Copii în scopul exploatării sexuale. Dacă în 2009 erau 780 de victime identificate, în 2010 am avut 1154 de victime. Comparativ acum pe 2011, doar pe primele 3 luni, pentru că e nevoie de o perioadă de procesare a datelor colectate de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, pe primele 3 luni observăm din nou o diminuare a acestui număr. În general sunt fete între 14, 15, 16 ani, cu o legătură familială foarte slabă, de multe ori cu un nivel de educație redus, poate cu abandon școlar, cu părinți care de multe ori nici ei nu au educația necesară. Traficul de minori este un segment particular al traficului de persoane. De ce spun asta? Pentru că minorii sunt mai expuși riscului de a fi traficați datorită nivelului redus de înțelegere a riscurilor inerente care vin odată cu recrutarea, iar societatea modernă pune la dispoziția recrutorilor, a traficanților, foarte multe mijloace prin care aceștia pot ajunge în mod direct către minori, către tineri, care pot deveni victime. Mă refer la platformele de socializare, care au devenit un spațiu foarte facil prin care aceștia pot iniția discuții sau chiar pot merge până la o recrutare directă, precum și existența unor chat-rumuri exact pe tematici de acest gen. Deci, în mare, sunt foarte multe fete, dar există și foarte mult trafic intern, foarte multe fete care sunt racolate din zonele acestea, din alte județe și vin spre orașele mari, București, Constanța, Timișoara, Cluj și așa mai departe. A crescut foarte mult traficul intern pentru exploatare sexuală în scopuri comerciale, din păcate. Și de obicei încep aici și continuă în străinătate. Este un lucru foarte cinic și poate foarte dur, dar inclusiv infracțiunea de trafic de persoane este o infracțiune generată de ideea de a obține un profit material pentru membrii grupărilor de crimă organizată. Aceștia investesc uneori sume fabuloase în a organiza o activitate care trece peste granițele geografice, politice, economice și ajung în anumite situații să beneficieze de un sprijin logistic și chiar consultativ al unor organisme specializate pe acest tip de infracționalitate. Prevenirea și combaterea criminalității organizate și implicit a traficului de persoane a fost și rămâne o prioritate în strategia Ministerului Administrației și Internelor, lucru transpus în practică prin existența unor departamente specializate pe acest domeniu, mă refer la Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul DGCO, iar la nivelul Ministerului, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, care are ca principal rol coordonarea și evaluarea politicilor în domeniu, precum și monitorizarea tuturor activităților importante care se derulează pe această linie. Împreună cu Salvați Copiii, noi ne-am propus în România să colectăm semnături prin care să cerem guvernului să susțină și să desfășoare mai multe campanii de informare, atenționare și prevenire privind exploatarea sexuală a copiilor în scopuri comerciale,
să ofere programe de training corpurilor de aplicare a legii în folosirea cadrului legal în ceea ce privește exploatarea sexuală a copiilor, să îmbunătățească sistemul de colectare de date, să creeze o linie națională de tip helpline pentru copiii victime ale exploatării sexuale și să garanteze că aceste victime primesc asistența medicală, asistență psihologică, socială și legală din partea unor persoane abilitate și bine instruite. Prin intermediul ANITP, astăzi, vrem să transmitem dorințele a peste 17.000 de români care au semnat pentru ca solicitările noastre către guvern să devină realități.